Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete! O seară așa cum vă doriți, așa cum o doresc și eu știu că cât de câte ori vă desperiți, vă bucurați și eu mă bucur foarte tare că își face timp să fie cu noi. Maestrul Izvan Rusu, psiholog, clinician, psiholog, psihoterapeut, consilier pentru dezvoltare personală și life coach, corporate and business coach, NLP, master practicant, specialist în metafizică chineză, maestru Reiki... Și cum am spus și data trecută, lista poate să continue. Îmi face mare plăcere să te prezint cu toate aceste uh, titluri pe care tu le-ai câștigat prin muncă multă și în ani. Și de aici, uite să nu uit și calitatea ta de scriitor, pentru că nu ai o carte, sunt mult mai multe, sunt uh, uh, cărți din care fiecare dintre noi avem de învățat și te apreciez foarte mult, să știi, pentru munca pe care o depui în fiecare zi. Și pentru mulțumesc seriozitate. Mult. Și pentru seriozitate. Mulțumesc mult și mulțumesc de prezentare. Suna un pic acatist, așa, dar sigur, mie nu-mi place de obicei să fiu prezentat cu toate astea. E adevărat, no. am muncit și voi munci până când îmi doi voi da ultima suflare, pentru că natura mea, destinului și a misiunii mele intră acel a fi tocilar, între ghilimele, îmi place să învăț, dar titlurile ele în sine săracele nu ajută la nimic atât timp cât nu lucrezi în folosul oamenilor. Adică eu întotdeauna, apropo de asta să fac o glumă, mă întreba cineva, domne, dacă îți faci cărți de vizită, eu n-am cărți de vizită, de exemplu, și nu consider că îmi trebuie, Ce deci, dacă îți faci cărți de vizită, ce scrie acolo? Care e titlul, știi? Și m-a pus un pic în șah, ce să scriu, eu, eu, psiholog, ce să scriu? Și am zis, dacă ar fi să-mi fac, aș scrie acolo vraci, știi? Pentru că e un termen atât de generic și le cuprinde cumva pe toate, încât să zicem așa că se încadrează. Ideea e în felul următor, indiferent de ce studiezi, scopul tău și dedicația merită lor, este sau ar fi bine să fie întotdeauna binele celorlalți. Eu sunt crescut încă de mic cu binecuvântarea de a fi învățat foarte mult filozofie orientală, în special budistă, de la maestrii mei, din care unii sunt încă în viață, alții, din păcate, sunt trecuți dincolo. Și atunci asta este, asta e motoul meu. Ajută-i pe ceilalți și fă întotdeauna cât poți de mult bine. Dacă nu poți să faci bine, nu faci nimic. Asta este cel mai important lucru pe care pe care pot să-l spun, pentru că din păcate, tu, lumea se învârte în jurul conceptului de suferință, de durere, de tristețe. Lumea se duce la medic, se duce la psiholog, se duce la psihiatru, se duce la terapeut, nu de bine, bine. ci pentru că are anumite probleme. Sigur că problemele astea pot reprezenta o ușă care se deschide înspre propria lor dezvoltare, dar Inerent, ei se duc pentru că au anumite probleme, iar dacă analizăm cumva la nivel filozofic mai mare și stăm așa să medităm asupra problemelor, putem să constatăm faptul că problemele tot legate de oameni sunt. Ele nu apar picând în cer, ele nu apar răsărind din pământ, ci apar datorită faptului că oamenii sunt cei care între ei, știu eu, cultivă anumite acțiuni, anumite gânduri care nu sunt tocmai bune. Și atunci esența budistă vine și spune, ok, fă cât poți să de mult bine. Pentru că făcând bine, 1, 2, 3, 1.000, 100 de mii, un milion de oameni, bine ăsta va tinde să se propage. Și atunci o să scadă suferința la nivel global și evident o să scadă suferința și la nivel individual. Și asta este cheia fundamentală a cunoașterii după părerea mea, indiferent ce faci. Și sigur că sunt foarte mulți specialiști în foarte multe domenii, unii poate pot fi criticați pentru că, alții nu. Eu am fost învățat să nu critic, am fost învățat să accept, am fost învățat să înțeleg că există o misiune, un rost pentru fiecare lucru și mai ales că în filozofia taoistă, însuși bătrânul Lao Tzu spunea că nici măcar un fulg de nea nu pică acolo unde nu trebuie. Așa încât, dacă e să fie Orice e cu un motiv. Era la un moment dat pe un canal TV la noi un sitcom din ăsta românesc și spunea principalul și există o explicație. Întotdeauna există o explicație, există un de ce. Dar astăzi știu că nu mai ai chemat ca să vorbim despre astea, așa că no, te las e... trecut ce vrei. Așa, ca astăzi... Să un intro, așa, astăzi vorbim despre <sus> o latura ta mai puțin cunoscută vorbim despre pasiunea ta pentru muzică și îmbinăm această pasiune pentru muzică cu partea ei de vindecare, de vindecare holistică, pentru că știm că putem să ne vindecăm cu ajutorul muzicii, cu ajutorul sunetelor. Și să știi că de acum să numai și cu rei, nu te întrerup. Ascult. Foarte atent, tot ceea ce ne vei spune. Uh, da, ideea e simplu. La început a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. La început, tot ce înseamnă creație și manifestare s-a întâmplat datorită Logosului Divin, datorită cuvântului sacru. Pe de altă parte, noi știm din scripturi că toate acestea, și mai presus decât acestea, putem să facem, de vom crede cu adevărat. Și Biblia vine cumva, mm. în tandem și cu alte scrieri sacre ale diverselor civilizații, să ne uh, convingă de faptul că mintea noastră se poate cristaliza ca și intenție în logosul nostru, adică în cuvântul cu putere. Pentru că există două tipuri de cuvinte. Există cuvântul gol sau sec. În care pur și simplu noi încercăm doar să transmitem o informație sau o instrucțiune, dute și cumpără mere. Da? Sau există cuvântul încărcat cu intenție, care devine logos, devine cuvânt sacru, devine esența manifestării. Și cuvântul la bază nu este altceva decât sunet. Sunetul însuși este format din niște părți mult mai mici, așa cum în fizică. Oamenii de știință au încercat să spargă moleculele în atomi, atomii în nucleu și în de electroni, nucleu în protoni și neutroni și așa mai departe. La fel și în muzică se poate sparge, să spunem așa, până la unitatea de bază fundamentală a muzicii, care este nota, nota muzicală. Acea notă muzicală nu este acela, altceva decât o frecvență. De exemplu, nota la centrală, după care se acordează un pian sau o chitară sau o vioară are frecvența de 440 de herți. Aceasta este o frecvență etalon și dacă adăugăm sau scădem la această frecvență obținem octave superioare sau inferioare. Putem să avem următorul la de sus sau următorul la dinainte care este mai grav. E, toate aceste sunete, toate aceste note pe care noi le folosim fără să ne gândim la ele, inclusiv acum când eu vorbesc. Intonația, modul în care accentuez anumite cuvinte, tonalitatea vocii mele, toate sunt specifice unor frecvențe. Eu nu scot pe gură doar cuvinte. Cuvântul este doar acea interfață prin care telespectatorii noștri să înțeleagă ce vreau eu să transmit. Dar pe lângă asta, emit sunet. Iar acest sunet interacționează, fiind o frecvență, cu totul energetic care se află în jurul meu care nu e altceva decât tot frecvență. Aura noastră, ceacrele noastre, meridianele noastre energetice, uh, curentul electric care circulă prin sistemul nervos, toate astea nu sunt altceva decât frecvențe. Iar frecvențele între ele pot să se susțină, pot să se hrănească sau pot să se distrugă. Sunt tranzacții vectoriale care se întâmplă între aceste frecvențe și care pot produce rezultate în noi. Gândește-te, dacă cineva îți spune, Olga, te rog frumos. Sau, dacă cineva îți spune, Olga, te rog frumos. Sunt aceleași cuvinte. Sensul s-a schimbat în totalitate prin sunetul, prin tonalitatea, prin modulația cu care eu am pronunțat aceste cuvinte. Noi suntem educați să înțelegem semnificația acestor modulații. Doar că cam aici se limitează educația noastră în ale sunetului. Doar că dacă citim în spate așa și ne ducem în hermetismul vechi, ne ducem în tradițiile șamanice, o să observăm că sunetul ăsta are mult mai multe valențe, mult mai multe potențe. Are potența de vindecare în toate tradițiile, că citim Biblia, că citim Zoharul, că citim uh, cărțile sfinte uh, hinduse, că citim Coran, o să întâlnim acel început al tuturor lucrurilor care n-a fost decât sunet, cuvânt. Intenția lui Dumnezeu, intenția Creatorului Suprem, inițială, care s-a manifestat prin cuvânt și prin sunet. <coughs> și dacă Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea lui, înseamnă că și noi putem cumva să folosim sunetul pentru a crea, pentru a manifesta. Și în mod incomplet, unii oameni consideră că asta este jobul cântăreților care își folosesc darul glasului pentru a ne încânta. Sigur că ei, într-un mod evident, folosesc glasul, dar fiecare dintre noi, eu nu știu să cânt, vocal, de exemplu, dar fiecare dintre noi putem să folosim sunetul. Fie că e sunetul vocii, fie că sunt diverse alte sunete. În timp, cercetarea asta s-a dezvoltat și s-a ajuns la concluzia că unele sunete produc anumite schimbări, inclusiv în fiziologia noastră. De acolo au apărut cercetări despre uh, sunetul tobelor șamanice. De exemplu, cercetările întreprinse inclusiv de marele savant Mircea Eliade, cercetările întreprinse de maestru meu Michael Harner, care din păcate a a plecat dintre noi, cercetările Sandre Ingerman și multe, multe alte cercetări care au venit să demonstreze Joe Dispensa, iată mai nou, că este foarte cunoscut acum și toate cărțile lui sunt traduse și la noi, și care au cercetat sunetul și interacțiunea dintre sunet și fiziologia noastră. Și s-au observat că anumite instrumente, anumite tonalități, că sclopote tibetane, că sunt obeșamanice, că sunt boluri tibetane, că sunt anumite tipuri de drâmbe. Toate acestea produc anumite efecte măsurabile cu aparate medicale, cu electroencefalografe, cu tot felul de aparaturi care măsoară frecvențele din corpul nostru. De exemplu, o persoană care ascultă o tobă șamanică timp de 5 minute trece printr-o modulație a frecvențelor ei cerebrale instantanee, fără să fie conștient de asta scăzându-și frecvența de la 20-30 de Hz, deci de la frecvență beta, trecând undeva pe la un 10 Hz, deci mijlocul frecvențelor alfa, adică intră automat într-o stare de relaxare. Pe asta s-au bazat inclusiv vechii hipnotiști. Da? Atunci când au zis, domnule, în hipnoză trebuie să ai un sunet monoton al vocii, acel tic-tac al metronomului, toată această monotonie care în mod fiziologic tinde să producă o depolarizare corticală cerebrală și o scădere a frecvențelor. E, ceea ce s-a aflat însă astăzi este că toată această trăire, împreună cu toate trăirile noastre, au două caracteristici. Și aceste caracteristici sunt armonia și ritmul. Noi, fără să ne dăm seama, ne trăim viața într-un ritm anume, care, atunci când este regulat, ne merge bine, ne simțim bine, atunci când ritmul ăsta nu mai este regulat, încep să se întâmple lucruri care ne displăc. Și noi numim asta că avem o dizarmonie. Parcă nu suntem. Întâmplă... Am ieșit din ritm. Am ieșit din ritm exact. Deci, cumva, intuitiv avem, iată, expresii care vin să ne confirme chestia asta. E, iată că, în prezent, inclusiv neurofiziologia a venit să ne confirme aceste lucruri. Și mi-au plăcut atât de mult pentru că eu, de mic, am studiat pianul, și ulterior, de acum doar ceva ani, inclusiv chitara. Uh, și fiind atât de conștient de schimbările pe care muzica le-a produs în viața mea, atunci când aveam nevoie, în momente de tristețe știam ce să cânt sau ce să ascult ca să mă simt bine, în momente de bucurie știam ce să cânt sau ce să ascult ca să întăresc această stare de bucurie. Încât ulterior, an după an, cercetând, învățând, am ajuns la concluzia Că aș putea să cercetez aceste aspecte și dintr-un considerent un pic mai profund Nu doar limitându-mă la neurofiziologie sau la psihologie Sigur că în psihologie, în terapiile cognitive, comportamentale L-avem pe Albert Ellis care a cercetat, pe Beck care a cercetat și pe fica lui Foarte mult din această perspectivă Dar s-au limitat doar la nivelul, să spunem așa, acceptat al științei mai mult decât atât, uh, ei neavând pe ce să se bazeze, pentru că noțiunea de chakra sau de biocâmp, astea nu sunt acceptate de știința curentă în momentul acesta, da? nu au putut să facă cercetări. Ei, eu am avut noroc uh, să întâlnesc în anii mei de facultate mai mulți profesori care uh, m-au îndrumat și care m-au ghidat uh, în aceste cercetări și care erau deschiși. Foarte mult către toate aceste laturi mai ezoterice, să spunem așa, ale realității, și printre aceștia, principala mea doamnă profesoară, care mi-a coordonat și licența, și masterul, și uh, doctoratul, doar că la un moment dat, din păcate, dânsa ne-a părăsit din acest plan. Uh, dar asta nu înseamnă că cercetările trebuie să se oprească. Ideea este în felul următor. Indiferent cum am luat lucrurile, și să termin această introducere interminabilă, este inevitabil să nu trăim în vibrație, în frecvență. De la sunetul tramvaiului pe care îl auzim pe geam, până la sunetul unei păsărele care cântă dimineața atunci când ne trezim pe ramura unui copac, până la gândurile și vocile noastre interioare pe care le avem în mintea noastră. Până la vocea noastră și a celor din jurul nostru, până la sunetele pe care le auzim pe YouTube sau în aplicațiile de muzică și de streaming, totul este frecvență și totul ne influențează. Astăzi vreau să vă învăț cum puteți să vă jucați cu niște trucuri cât se poate de clare, astfel încât și voi să reușiți să vă influențați în mod benefic viața folosind frecvența. Și sunt, fără falsă modestie și fără orgoliu, posesorul a 12 ani de cercetare în spate, pe resursele mele integral, ale efectelor muzicii. Pentru că nimeni nu ar fi putut susține sau sponsoriza un astfel de proiect. A trebuit, de exemplu, la un moment dat, am făcut o lucrare de cercetare apropo de transmisia și efectul sunetului asupra frecvențelor cerebrale, în funcție de instrument muzical. Și când am ajuns la chitară și cercetarea chitară, eram cu diversi specialiști și profesori mari de chitară din țară, și mi-au pus întrebarea, și bine, dar stai un pic, la chitară clasică de care? De molid, de cedru, de palisandru, de ziricote, de cocobolo. Și am zis, ups, stai așa, că asta e nouă. Și am adus câțiva chitariști, fiecare cu un, un, o chitară construită din alt tip de lemn, și am observat că fiecare chitară în funcție de tipul de lemn din care este construit, oferă un alt răspuns la nivel electroencefalografic, ceea ce este fascinant să afli că sunetul pe care îl oferă un palisandru este total diferit de sunetul pe care îl oferă cedru, de exemplu, dar nu doar ca sunet perceput, ci ca efect al acelui sunet. Și atunci mi-am dat seama că subiectul ăsta este inepuizabil, și că probabil mult după ce nu voi mai fi eu, alții mai deștepți ca mine îl vor continua și îl vor cerceta. Dar în, să zicem, rezumat așa, am să vă dau astăzi câteva lucruri pe care oricare dintre spectatorii noștri le pot pune în aplicare și care le vor schimba viețile în mult, mult mai bine. În primul și în primul rând, primul principiu și cel mai important este folosirea corectă a vocii Interioară. Vocea interioară este primul și cel mai important sunet cu care noi ne confruntăm în viața de zi cu zi Este sunetul virtual al gândurilor noastre Ne gândim, ce să mănânc eu oare astăzi? Da, azi parcă n-am chef să mă duc nu știu unde Da, azi aș vrea să fac cu tare lucru Știi? Nu se poate să nu gândești Inclusiv în somn gândești doar că acele gânduri se transpun de cele mai multe ori în format oniric, sub forma viselor. E, modul în care noi ne vorbim nouă prin gândurile noastre este demonstrat încă din trecut care de a face cu primele voci pe care noi le-am auzit atunci când eram copii și chiar zic unii ne demonstra cei drept încă cu primele voci pe care le-am perceput atunci când eram în uterul matern. Mai mult, Carl Gustav Jung, fondatorul psihologiei analitice, spunea chiar că vocea noastră interioară, vocea gândurilor noastre, nu este altceva decât o prescripție a vocii mamei noastre, a modului în care mama ne-a vorbit, inclusiv atunci când eram în, în uterul ei. Și atunci aici o să vedeți, oamenii care își vorbesc uh, urât și devin propriul lor buli, și se admonestează, se ceartă pe ei înșiși, sunt în general persoane care nu au avut cea mai bună relație, cel puțin la nivel de comunicare cu propria lor mamă în copilărie. Pe când cei care au trăit într-o armonie cu mama lor și care au primit susținere, care au primit căldură, care au primit sfaturi și îndrumare de calitate, sunt cei care exprimă și o voce interioară armonioasă. Capacitatea ta de a te ierta pe tine însuți în mintea ta pentru o greșeală, pe care poți să o faci pentru că ești om, vine din modul în care tu ți-ai perceput iertarea pe care ai primit-o de la mămica ta, verbal, atunci când erai mic. Acest torsor pe o rază de 2 metri și jumătate, deci o sferă de 2 metri și jumătate în jurul meu, este acum un mediu propice, un mediu în care sunt protejat de factorul nociv, de unde electromagnetice și nu numai. Am reușit să Redescoper capacitatea de a mă concentra pentru a putea lucra la un proiect nou. Dacă ai avut o mamă foarte strictă, care mereu te certate, admonestate, punea la colț, nu te iertate, pedepsea, atunci vocea ta interioară va fi la fel de strictă cu tine. Dacă tu ai avut o mamă care nu a fost neapărat permisivă, dar inclusivă, adică lăsa dezvoltarea ta să se producă, te lăsa să te dai cu capul de pereți, dar în același timp te ghida, atunci vocea ta interioară va fi una cât se poate de constructivă. Și prima temă pe care ar fi bine să o luăm toți în seamă este să ne modulăm această voce interioară. Pentru că părerea veche analitică nu mai este valabilă. Ei spuneau așa, domnule, această voce interioară nu se poate schimba. Și au venit oameni mari de știință, cum este Albert Ellis, care au demonstrat cu vârf și îndesat și științific și în toate modurile, nu doar că se poate schimba această voce interioară, dar ea se poate transforma în niște moduri care ne pot scoate la iveală geniul ascuns, potențialele noastre absolut extraordinare ascunse. Și asta se întâmplă, în primul rând, prin conștientizare. Primul exercițiu este conștientizare. Și mi-ar plăcea să faceți următorul exercițiu, într-o zi frumoasă, când aveți chef, de fiecare dată când aveți câte un gând în care vă recompensați sau vă iertați sau vă mângâiați propriu sine, notați-vă în caiet. 1, doi, 3, 4, vedeți câte ați avut. De fiecare dată când ați avut un gând în care v-ați admonestat, ați ridicat tonul la propria persoană mental sau v-ați etichetat, vai ce prost am fost. Notați-vă și chestia asta și faceți o balanță și vedeți într-o zi în medie ce aveți mai multe? Gânduri care vă susțin și care vă dau putere sau gânduri care vă minimizează accesul la acest potențial? Și în funcție de asta o să vedeți câtă nevoie aveți de a lucra cu propria gândire. Pentru că o persoană care are preponderând gânduri negative, generalizări, etichetări, personalizări, ăștia sunt oamenii care gândește-te, se uită afară și zice, au, de plouă, universul e împotriva mea. Asta este un mod în care tu te autosabotezi cu propria gândire. Știi că nu plouă doar pentru tine. Asta e ca în ăla, știi? Dumnezeu a vrut ca Leana să se despartă de costel, știi? Și arată un norișor așa și îl vezi pe Dumnezeu în cer, scriind în carta vieții. Leana să se despartă de costel. Nu e chiar așa în viață, știi? Unele lucruri se întâmplă invariabil de plăcerea sau de voința sau de dorința noastră. Sau ne etichetăm. Ia, uite, am fost prost, am fost incompetent, nu sunt în stare să, nu suficient de bun. Sunt prea gras, sunt prea slab, sunt prea mic, sunt prea mare, sunt prea înalt, sunt prea scund. Da? Deci toate astea sunt gânduri care, din păcate, ne aduc dezechilibru, disarmonie și ieșire din ritm. Și dacă vă descoperiți cu astfel de gânduri, tot ceea ce trebuie să faceți este să vă recentrați. Asta este punctul 2. Recentrarea înseamnă abilitatea voastră unde a vă aduce în propriul vostru nucleu. Și ca să vă recentrați, vă dau două tehnici. Una mai puțin ezoterică, una deosebit de ezoterică. Tehnica mai puțin ezoterică este să vă gândiți la vârful limbii voastre. Vârful limbii noastre este plin de terminații nervoase. Din pricina asta el este și foarte sensibil. Dacă v-ați mușcat vreodată de limbă, cu siguranță ați detectat cât de sensibil este, doare mai rău decât în alte părți ale corpului. Sau dacă beți o supă un pic prea fierbinte, imediat o să simțiți sensibilitatea aia limbii. Da? Și mai mult decât atât, dincolo de asta, în vârful limbii se termină niște canale meridiane energetice foarte importante. Dacă noi ne concentrăm atenția asupra vârfului limbii, având intenția ca de fiecare dată când facem acest lucru, Eul nostru, sinele nostru să se recentreze În timp, bă, în vreo 21 de zile, mai mult sau mai puțin O să vedeți că nivelul și calitatea gândurilor despre sine Va crește foarte mult Nivelul și calitatea gândurilor despre sine uh, Se va îmbunătăți deosebit de mult Și tot ce trebuie să faceți Se va veni în minte Vai de mine ce prost am fost te etichetat foarte bine Respiră, focalizează-te atenția în vârful limbii tale și spuneți acum sunt centrat în perfecțiunea pe care o manifest. Da? Lucrurile sunt așa cum sunt, eu sunt așa cum sunt, sunt perfecțiunea în momentul eu da? poți să adaugi. Îți mai vine peste o oră un gând ăsta, te focalizezi pe vârful limbii. Tu practic îți modulezi astfel energia din meridianele tale să fie mereu și automat centrată de fiecare dată când o dai în bar ca gândire. Efectul numărul 1 o să o dai în bară ca gândire din ce în ce mai rar. Efectul numărul 2, dacă tot nu mai dai în bară, trebuie să existe ceva care ocupă spațiul la cognitiv și alea ce vor fi? Gânduri constructive. Asta e tehnica mai puțin ezoterică. Tehnica mai foarte ezoterică este să vă focalizați pe un înger. Îngerul ăsta se numește Iofiel, se scrie j -O p h și la bază, dacă o să citiți despre acest înger, veți vedea că spune că e îngerul frumuseții, un înger venusian care se ocupă cu frumusețea, care se ocupă cu uh, carisma personală, cu atractivitatea. Este de asemenea înger al muzicii, apropo, înger al sunetului, este cel care se spune că dă sunetul trâmbițelor divine. Dar, dacă mergeți un pic mai profund în cabala mistică, o să vedeți că Iofiel este principalul înger al acceptării de sine, al stimei de sine și al iubirii de sine. Și dacă în momentul în care voi vă biciuiți cu propriile gânduri, vă duceți cu mintea la acest îngeraș și cu propriile cuvinte îl chemați în viața voastră, îl invitați în viața voastră și spui, Sfinte Arhanghele Iofiel, adume aminte cât de bine e să mă iubesc să mă apreciez, să mă înțeleg, să mă accept așa cum sunt, veți invita forțe spirituale de o putere absolut extraordinară care vă vor asista în traseu ăsta. Deci ăsta e punctul 2, centrarea. Că vă focalizați pe vârful limbii și luați abordarea strict energetică, că îl invocați pe Arhanghelul Iofiel și luați abordarea un pic mai uh, ezoterică, indiferent de metoda pe care o alegeți, faceți ceva. Centrați-vă. În trei săptămâni, în 21 de zile, veți observa niște schimbări în calitatea gândirii voastre, cum nu vă pot oferi an de terapie. Și asta e promisiune. Prin aceste metode atât de simple și banale. Ok? Al treilea punct foarte important este ceea ce se cheamă reabilitare sonoră. Ce înseamnă reabilitare sonoră? Păi, dacă odată noi vorbim despre sunetele din interior, sunetele din capul nostru, Reabilitarea sonoră se referă la sunetele din exterior, la lucrurile pe care noi le auzim: că sunt stimuli sonori ambientali, că sunt vorbele oamenilor din jur, că sunt tot felul de frecvențe la care suntem expuși. Toate acestea au un rol activ și ne influențează starea interioară. Gândiți-vă doar dacă ascultați o muzică veselă. O muzică în tonuri majore săltărețe, și stați acolo și ascultați 5 minute, 10 minute, un sfert de oră acel tip de muzică, vă veți simți mai bine. Automat. Nu știm de ce, teoretic, în realitate știm foarte bine de ce, dar vă veți simți mai bine. Dar dacă vă pun acum pe fundal muzica din Titanic sau muzica din Love Story, da? Where do I begin și toate cele și ascultați 10 minute de muzică lacrimogenă în care Ibita a murit și el a, a făcut cancer și aia și a tăiat vena și ăla nu știu ce a făcut, o să vezi într-un sfert de oră o să înceapă și ție să tremure un pic ochișorul, o să renască în tine niște amintiri despre propriile tale povești de dragoste, despre propriile tale dureri și suferințe și nu o să te simți foarte catifelat. Pentru că muzica nu e altceva decât ancor, la fel ca și mirosul. Atunci când ascultăm muzică, sunete, vorbe, voci, fără să ne dăm seama, ele descuie din profunzimea inconștientului nostru porți de mult sigilate și ferecate ale amintirilor de aceeași natură de frecvență cu muzica pe care noi o ascultăm. Dacă ascultăm muzică veselă și săltăreață, ea va descătușa porți ferecate de mult ale fericirii noastre. S-a întâmplat vreodată să asculți ceva fericit și să-ți aduce aminte de o chestie de, nu știu, acum câțiva ani de care teoretic uitase îți vine pur și simplu în minte, nu știi cum. Da? S-au descătușat acele porți. Sau, dacă asculți o muzică tristă, se va descătușa o amintire poate un pic mai uh, romantică, dacă nu chiar uh, tristuță. Și atunci este bine să înțelegem un lucru. Dacă noi avem o stare preponderent tristă, nu zic patologie, nu zic depresie, nu zic tulburări uh, din, din spectrul ăsta, dar pur și simplu avem o stare mai melancolică, nu asculta muzică tristă, nu asculta... Discursuri ale oamenilor care se duc către tristețe, către pesimism, către uh, predicții nasoale. Pentru că nu vei face decât să descătușești, să descui uși ale tristeții din propriul tău subconștient și îți vei adânci starea. Ascultă muzică veselă, ascultă lucruri care sunt optimiste, care te uh, constrâng în modul cel mai frumos să-ți aduci aminte de lucruri frumoase. Asta este primul lucru, apropo de reabilitare sonoră. În mod conștient, lasă la o parte masochismul personal, din care fiecare de noi avem o doză. Come on! N-ați întâlnit niciodată vreo fetișcană în asta de liceu, care tocmai a fost dezamăgită în amor? Aia nu o să se ducă să asculte Beyoncé. O să se ducă să asculte din asta de tăiat vena. Pentru că nu? Vrea să sufere, vrea emoția aia, uite, m-a părăsit suțurel țu și ce mă fac eu fără el și viața mea e goală, da? Și atunci acest masochism interior nu face decât să ne întărâte spre a ne simți mai rău și spre a pune bazele unor programe care mai încolo o să se reactiveze la fel. E, în reabilitarea sonoră, că de-aia și zice reabilitare, noi e bine să avem voința să ne impunem. Bun, mi-a dat suțurel țu papucii. Minunat, oribil, groaznic. Dar eu nu vreau să mă simt așa. Eu vreau să mă simt bine. Și atunci, în loc să ascult melodii de tăiat vena, atunci ascult lucruri vesele. Și starea mea se va schimba. Și asta a demonstrat-o științific marele și extraordinarul om al psihologiei, care a fost Milton Erickson, fondatorul hipnozei moderne, așa numită hipnoză ericksoniană, și dacă telespectatorii vor vrea, de exemplu, recomand o carte absolut extraordinară scrisă de Milton Erickson, care se cheamă Vocea mea te va însoți. În engleză se cheamă My Voice Will Go With You, este tradusă și la noi din câte știu, Vocea mea te va însoți. Și este o carte cu mici și foarte scurte povestiri terapeutice din cabinetul lui Erickson și din viața lui, în care, până o veți termina, vi se va demonstra cu vârf și sat cât de mult ne influențează toate lucrurile pe care le auzim în jur, de la muzică, la vorbele celor celorlalți. Da? De asta, apropo de traseu educațional, nu sunt nici pe departe un specialist în educație. Dar dacă copilul tău, să spunem, a luat o, mică, o notă mică la școală, și tu te duci la el și spui, ești un prost, ești un incapabil, nu o să ajungi nimic în viață dacă nu înveți, nu ești în stare să adică niște sunete care îi întăresc scăderea aceea stimei de sine pe care i-a dat o notă mică, frica, groaza cu care el vine să-i spună lui mami și lui tati că a luat o notă mică. Atunci părinții aceștia cred că le ducă pe copil. Nu fac decât să-l bage și mai adânc în programele disperării și în programele depărtării de cunoaștere și de învățare. În schimb, dacă părintele vine și spune, ar fi fost foarte bine dacă luai o notă mai bună. Da? Ne-ar fi plăcut. Dar chiar dacă ai luat o notă proastă, asta înseamnă că cumva te motivezi să înveți și mai bine și să-ți dai silința și mai mult ca să vezi cât de bine e să iei un 10, de exemplu. Și copilul ăla va fi mai curios și va zice, ok, stai un picuț, că poate are dreptate. Da? Noi nu o să dăm niciodată dreptate cuiva care urlă la noi. O să dăm dreptate oamenilor care vorbesc cu noi în modul, hai să spunem, cel mai asertiv. Okay? Deci avem mare grijă la acest pas 3 ce ascultăm, ce auzim. Pentru că de multe ori, noi, fie din masochism, fie din ce știe ce, ce cauze, ne expunem unor sunete care nu sunt benefice. Știi cum e asta dacă te expui unei persoane care îți vorbește numai în programe negative? Da? Este ca și cum tu ai sta lângă un picamăr pe stradă timp de câteva ore. Da? Este același efect nociv. Da? Poate chiar mult mai mare, pentru că acele programe pot intra până în profunzimile uh, ființei noastre. Și chestia asta se știe încă din vechime. În vechime, inclusiv la daci. Era obiceiul că atunci când erai supărat, să te duci pe malul unei ape curgătoare și să asculți sunetul prâului, sunetul apei, clipocitul apei și să-ți imaginezi cum dai toate problemele tale pe apă. De aici și în tradiția populară, inclusiv în magia populară românească, avem chestia asta a da pe apă. Știi, a arunca pe apă. Okay. E, Toată povestea asta de curățare, sigur că se bazează și pe latura purificatoare a apei, dar se bazează și pe latura purificatoare a sunetului. Da? Asta este foarte, foarte important. Dincolo de asta se mai întâmplă un fenomen. În natură, imaginează-ți așa, cum ar fi universul ăsta dacă n-ar exista voci și dacă n-ar exista muzică? Care ar fi sunetele rămase? Ce ar mai rămâne dincolo de asta? Ar rămâne vântul, a rămâne clipocitul apelor și a rămâne sunetele animalelor. Da? Păsări, pisici, căței, lupi, ulii și așa mai departe, ciori. N-ar mai exista nicio voce, nicio mașină, niciun motor, nimic. Ar rămâne doar sunetele naturii. Astea sunt sunetele de bază, sunetele primordiale, pe care noi nu prea le mai auzim. Decât dacă mergem la munte, Mergem în inima munților, mergem la mare, mergem undeva și nici acolo. Că la mare, dacă te duci la plajă mai nou, ce auzi? Sunete, melodii, muzică, manele și așa mai departe. Da? E. Noi este bine să ne luăm uh, timp periodic să ne reconectăm cu sunetele și ritmul naturii. Și asta se face prin procesul de împământare, punctul 4. Puțină lume știe că împământarea, este un proces sonor. Lumea nu înțelege, lumea crede că a te împământa. E doar așa un proces energetic în care pui tălpile pe pământ și îi trimiți în jos niște rădăcini. Ceva aici împământat ești tu. Ok, la un nivel superficial poate să fie chestia asta. Dar la un nivel profund, împământarea este un nivel sonor, este un nivel de frecvență. Pentru că pământul ăsta, ce să vezi, are o frecvență. Da? Că zici tu frecvență Schumann, că zici radiații nu știu de care, telurice, că îi spui cum vrei tu, frecvența Pământului există, Pământul vorbește. Da? În momentul în care noi vorbim peste el, între ghilimele, atunci intervin disonanțe între frecvența noastră și frecvența Pământului. Și începem să ne simțim aerieni, începem să ne simțim cu capul nori. Încep să apară inclusiv manifestări prin care latura materială este afectată, nu mai vin banii cum veneau înainte, nu ne mai simțim bine în propria casă. Deci apar disonanțe cu tot ce ține de latura teluricului. Și atunci ai nevoie să faci împământare. Iar această împământare se face întotdeauna în natură. Te duci frumos în parc, în pădure, la munte, la mare, unde vrei tu. Dar de cele mai multe ori găsim, inclusiv în oraș, un parc măcar în care putem, primăvara, vara, să stăm cu tălpile pe sol da? și să fim concentrați doar la sunetele naturii, la păsările care se aud între frunzele copacilor, la sunetul vântului și al frunzelor în vânt, la sunetul pe care îl fac, știu eu, diversele. Rătoare de pe acolo, la sunetul și bătaia inimii noastre. Da? Și în această stare căutăm să amplificăm, e ca și cum în mintea noastră aveam niște butoane, știi, și dăm sunetul mai tare. Și ai intenția asta, vizualizezi un buton și spui, dau acum sunetul mai tare la tot ce înseamnă natură. Asta face și un șaman. El reușește să se rupă de realitatea ordinară și să pătrundă în această stare de conștiință și șamanică, dând sunetul mai tare în, în inima lui și în sufletul lui. Și stați în starea asta timp de 2, 3, 5, 10, 15 minute cât aveți noastră chef, având intenția ca cu fiecare respirație, cu fiecare inspirație, să vă armonizați tot mai mult cu ritmul naturii și cu ritmul pământului și cu fiecare expirație să eliminați toate piedicile din calea armoniei și a fericirii voastre. Pentru că pământul este atât de bun cu noi, mama Gea e atât de blândă cu noi, încât este dispusă să pape, să mănânce toate tâmpeniile noastre, toate neroziile noastre pe care noi le eliminăm și să ne umple golurile rămase cu ritm și armonie. Și ăsta este punctul 4 care e împământarea. Deja dacă apucați să faceți punctele astea 1, 2, 3, 4, Promisiune, viața noastră se va îmbunătăți mult, inclusiv din punct de vedere material, inclusiv din punct de vedere financiar, inclusiv din punct de vedere relațional, inclusiv din punct de vedere al, al socialului și al contactelor și a relațiilor de tot felul pe care le aveți. Și nici nu știați până acum, poate, că toate astea au de-a face cu sunet. Pentru că sunetul este poarta. Fundamentală și cea mai importantă către profunzimile inconștientului personal și colectiv Prin intermediul sunetului ne putem conecta la tărâmuri de care mulți nici nu știam că există Și asta este o știință veche de mii de ani și se numește șamanism Iar știința asta a șamanismului inițial nu se numea șamanism, este un termen modern da? Care a fost dat de, de etnograf. Știința asta se referă la ce exista înainte de orice urmă de religie. Că înainte să existe diferențierea aceasta religioasă în religiile lumii, așa cum o avem și astăzi, în toate triburile, în toate populațiile Pământului, existau tot felul de credințe de diverse naturi în care, evident, nu o să intrăm acum în profunzime. Erau animiști, Uh, erau uh, naturiști, erau uh, oameni uh, care erau un soi de vraci și se conectau la spiritele elementelor, ale fenomenelor naturii, ale vremii, ale ploii, ale uh, formelor de relief. Și ăsta, ăștia pe toți, îi numim așa generic la oaltă șamani. Și meritul fundamental <coughs> al marelui Michael Harner, de care am vorbit și mai devreme, este că el a avut, slavă Domnului, resursele financiare să se plimbe uh, printr-o populație statistic reprezentativă a acestor uh, șamani. S-a plimbat prin toate continentele posibile, prin toate țările posibile și a stat în toate triburile posibile, în toate șamanismele, între ghilimele, posibile. Și el și-a pus o întrebare. Ce au ăștia în comun? Asta vreau să știu, ce au în comun. Și primul lucru pe care l-a observat că toți ăștia au în comun este folosirea sunetului sacru pentru a pătrunde la acele nivele specifice lor. Că organizau viața în trei luni, că lumea de mijloc, de jos, de sus, că organizau în zece luni, că organizau în X lumi, nu contează, că ce găseau pe lumile alea. Singurul și primul și cel mai important lucru comun a fost că toți, din toate populațiile șamanice, din toate triburile și grupurile șamanice, foloseau sunetul pentru conectare, sunetul pentru inducerea stării de transă și de relaxare. Și acest sunet se obținea prin Tobă, toba șamanică și acel ritm pe care cu toții îl știm, măcar ați văzut vreun film despre indieni, despre șaman, despre ceva. Folosirea unor drâmbe, de exemplu, în zona balcanică se folosesc acele drâmbe sau harpe de gură care au un sunet extraordinar de frumos. Sau folosirea didgeridurilor, un soi de bucium doar că buciumul românesc, dit gheridu, este un pic mai aborigen, așa, și sună un pic mai, mai gutural. Folosirea talgerelor, folosirea bolurilor, folosirea clopotelor ritualice. Da? Și în toate tradițiile șamanice, inclusiv în șamanismul tibetan bân, peste tot a găsit toba șamanică. Bolul, clopotul, drâmba, zornăitoarea, peste tot, Michael Harner a găsit lucrurile astea. Dacă ne uităm la șamanismul tibetan, găsim toba șamanică. Ne uităm la șamanismul amerindian, găsim toba șamanică. Ne uităm la egipteni, găsim toba șamanică. Ne uităm la sumerieni, găsim toba șamanică. Ne uităm la africani, găsim toba șamanică. Ne uităm la America de Sud, de Nord, găsim toba șamanică. Și întrebarea lui Michael Harner a fost așa. Păi cum pisici au toți ăștia acest instrument comun, când acum mii de ani ăștia nu știau unul de altul? Nu existau rute de comunicare, nu existau, ce să vezi, internetul era foarte prost pe vremea. Aia, da? Nu puteau să acceseze nimic, vorbim de o vechime de 20-30 de mii de ani da? în trecutul istoric. Și atunci, ce s-a concluzionat, același lucru pe care îl concluzionase mai devreme, dar doar empiric și jung, că undeva cumva toți acești vraci, șamani, vindecători, reușeau să se conecteze la un uh, egregor comun, la acel spațiu comun unde toți au găsit soluția, vă sunet. Unii n-aveau tobă, unii luau o scoarță de copac în care băteau cu un băț de copac, pe principiu sau pe același principiu percusiv cu altobei și amaniți, dar peste tot uh, apărea chestia asta. Și Michael Harner ce a zis? Bă ia să văd dacă povestea asta chiar produce ceva sau e doar o vrăjeală hipnotică. Și a angajat unii dintre cei mai buni studiile lui, sunt publicate și sunt la liber pentru cercetare, pentru cine dorește, pe uh, site-ul Fundației pentru Cercetări Șamanice. Uh, și a luat cei mai buni neurobiologi, fiziologi, medici, etic, tot felul de specialiști, aparate, electroencefalograme, RME-uri, tot felul de așa. Și a luat o grămadă de oameni pe care i-a supus unor sunete diferite. Sunet de ciocan și cui, sunet de cioburi și sticlă spartă, sunet de mașină care trece în trombă pe lângă tine și printre aceste zeci de sunete era și sunetul monoton al tobei șamanice. Și-a observat un lucru absolut extraordinar într-o populație statistică de 100%, deci fără eroare, că dacă creierele oamenilor reacționau în diverse moduri, la cioburile de sticlă, la roțile de mașină, la ciocanul care bătea un cui, toți la sunetul tobei șamanice, după o expunere de aproximativ 3 minute, începeau să manifeste exact același tip de frecvență cerebrală. La secundă. Adică cumva acel sunet ne reconecta transgenerațional, deși noi nu suntem poate șamani și nu trăim în peșteră, dar traversa bariera generațională și ne reconecta la acel trecut oare și cum animist natural, da? pe care stră 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 nepoșii, nepoții noștri, străbunii noștri l-au trăit, da? Și ne făcea să intrăm în această stare și a observat că după 8 până la 12 minute de expunere, peste 93% din oameni pierdau contactul cu realitatea, intrau re real în trans. Dar cercetările lui nu s-au oprit aici. A zis, băi, ce-ar fi să luăm niște oameni cu niște probleme, nu atât de grave de sănătate, dar săcăitoare, și-a ales în toate problemele astea oamenii cu migrene cronice. Migrenele sunt o problemă des întâlnită în societatea asta așa de agitată cum este ea Sunt mulți oameni care au diverse dureri de cap, contracturi, mă rog, diverse cauze Și-a luat câteva sute de migrenoși și a zis haide în fiecare zi, timp de 10 minute Să îi supunem ăștia la sunetul tolerabil ca volum, că nu trebuie să chinui pe om, al tobei după 21 de zile, ei au trebuit să completeze un chestionar, la început, evident. După 21 de zile, au trebuit să completeze din nou chestionarul și s-a observat că peste 80% din ei manifestau o cădere, o scădere a intensității durerilor de cap cu peste 60%. După încă o lună de zile, 95% din ei aveau o scădere cu peste 75% a durerilor de cap. Ceea ce înseamnă că sunetul modifică frecvența, frecvența modifică efectul dureros. Și ăsta a fost primul moment istoric, real, verificabil, în care a apărut conceptul de terapie prin sunet și prin muzică. El s-a mai bazat pe multe, pe cercetările lui Rudolf Steiner, pe euritmie, pe psihodinamica lui Jung. Evident, că a încercat să sape în spate și să găsească orice. Dar el a fost primul care a pus aceste baze. Nu mult i-a luat lui Joe Dispensa, de exemplu, un tip de inteligență extraordinară și cu niște resurse fantastice de cercetare, că altfel probabil n-ar fi făcut ce a făcut, să vadă că prin sunet poți inclusiv să activezi glanda pineală. Și să-ți deschizi al treilea ochi și să reușești să vezi dincolo de vălul iluziei și al așa numitei realități în care noi trăim. Da? Deci, iată că șamanii ăștia nu foloseau toba doar că e rotundă și frumoasă, nu foloseau toba doar ca să fie de impresie. Și toba respectivă, de multe ori numită calul șamanului, da? îi ajuta să pătrundă la un cu totul alt nivel. Aveau al treilea ochi activat, glanda pineală activată, da? Și ce s-a observat foarte interesant la acești oameni, este că aveau un nivel de anxietate și de depresie mult mai scăzut pe chestionar Beck, pe chestionare psihologice standard, mult mai scăzut decât ceilalți. Da? Și de aici până la apărea cabinete. În Europa au apărut primele în Franța și Germania, au apărut apoi în Statele Unite și în Marea Britanie, au mai apărut unele inclusiv în Africa de Sud, cabinete de cercetare a terapiei prin muzică. Și ideea este așa, lumea se gândește, domnule, dar trebuie să-l un terapeut prin muzică, trebuie să-l dea cu toba în cap, nu neapărat, sigur, poți să faci și chestia asta, nicio problemă, dar muzica pe care noi o ascultăm ritmicitatea ei, modul în care ea este formulată, are un efect similar. Nu vi s-a întâmplat niciodată să ascultați o muzică care să vă page în trans? Sau să mergeți odată la operă, de exemplu, sau la Ateneu, la filarmonică, un concert de două ore. Te poți gândi, Doamne, mai ca Domnul, mă duc și stau acolo două ore cu toată orchestra, am țipă aia în cap cu toate viorile și violoncelele și toate alea o să mă plictisesc. Și te duci și uite așa trece și zici dacă când au trecut două ore? Că eu nu mi-am dat seama. Te-a furat muzica, știi te-a captivat. Nu, te-a băgat în transă, a deschis, a descătușat niște porți pe care nici nu știai că le ai. Deci inclusiv muzica aia este vindecătoare. Și de acolo mulți au început să facă foarte multe studii inclusiv pe piese în special clasice cei drept și pe efectele lor. Pentru că și Michael Harner și mulți care i-au urmat au zis așa, voi este un pic. La evrei avem psalmodierea, da? avem psalmii lui David. Psalmos înseamnă cântare. Psalmii trebuiau cântați, nu doar recitați. La hinduși și la uh, budiști avem mantrele. La creștini avem rugăciunea, la șamani avem cântarea și ritmul și toba șamanică. Peste tot avem sunet. Ce se întâmplă, domne? în tot fenomenul mistic, religios, că ești catolic, că ești ortodox, că ești protestant, că ești hindus, că ești budist, că ești șaman, că ești ce există fenomenul sonor. Și tot ce ține de mantre, de psalmi, de rugăciune, de invocări, de incantări, nu e altceva decât activarea unei vibrații sacre a vindecării. De asta punctul 5 e așa. Înflăcărează-te cu rugăciune. Dar când spui rugăciune, că e psalm, că e rugăciune, că e acatist, că e rugăciune a ta cu propriile tale cuvinte, că sunt mantre pe care le spui, că poate îți place budismul, că îți creezi tu afirmațiile tale, că îți creezi tu propriile tale rugăciuni și invocări, Cântă-le! nu le recita ca pe o poezie. Cântăle și dă-le ritmul tău, găsește-ți cântecul tău. În șamanism există călătorii inițiatice specifice prin care tu, ca viitor șaman, îți găsești cântecul tău interior. Știi? E, la fel când te rogi. Chiar dacă ești creștin, ortodox, nu e niciun păcat, cântă, cântă, cântă. Dacă spui, știu eu, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Fiul Dumnezeu, milește-mă pe mine păcătos, rugăciunea inimii. Sau vrei să spui un psalm, nu știu, să mă vei cu isop și voi mă vei curăți, spăla, mă vei și mai vârtos decât zăpada, mă voi albi. Nu doar recită, cum am spus eu acum. Găsește-ți cântul ăla interior și cântă. Poți să în gând. Nu trebuie neapărat să scoți pe gură. Vibrația este aceeași pe care o emiți. Și vei observa un lucru la punctul 5. Puterea rugăciunii, a mantrei, a invocării cântate, este de cel puțin 20 de ori mai mare decât puterea rugăciunii, a mantrei sau a invocării recitate. Recitarea e pentru școală. Cântarea e pentru suflet. Da? De asta în biserică se cântă. De asta există coruri în biserică. De aia dacă mergi în Tibet o să vezi că ea cântă mantrele și sutrele lor. De asta dacă mergi în oriunde, și la catolici, și la mahomedani, Păi și acolo iese în moschee, în tur la moschei imamul, nu? Sau cum se cheamă, și cântă la ore fixe rugăciunile lor. Muzica este și acolo, pentru că ei știu că are o funcție. Să ne amintim în vechime la creștinii ortodoxi o practică <coughs> extraordinară a vindecării prin muzică pe vremuri de epidemie. Se dădea cântare, așa se spune, la clopotniță, adică se lovea în clopotele bisericii de mai multe ori pe zi, și sunt convins că știi chestia asta, da. când era epidemie, ca să alunge duhurile bolii. Pentru că sunetul clopotului, da mai mult al unui clopot așa de mare cât e unul din biserica creștină uh, creștin ortodoxă se spune că alungă duhurile necurate. Nu știu dacă acum în pandemie s-a făcut așa undeva pe la noi, s-o fi făcut. Prin țară, Chiar se vorbește despre o, o dezinfectare fizică a trupului cu acest sunet al clopotului? Am citit. Eu am o vorbă, da. Se numește Sound Bath, Baie de Sunet. Deci da. este Baie, Baie de Sunet. Da. Uh, dată când o să facem o. Emisiune live, o să vin cu mai multe instrumente și o să demonstrez cât se poate, inclusiv prin ecranul TV, se poate transmite și modifica o stare în bine prin intermediul sunetului. Da? Mai ales că sunetul ăsta nu are reacții adverse și nu are contraindicații. Singurele sunete care îți pot face rău sunt sunetele extrem de ample ca și volum sau de frecvențe foarte înalte care apar brusc. Vezi claxoane, picamăre, um, știu, mașini care se ciocnesc, geamuri care se sparg. Astea, evident, pot avea o, o reacție negativă asupra psihismului nostru, dar restul de sunete sunt total lipsite de reacții adverse. Da. Și în una din cărțile mele proaspăt scoase am dat inclusiv un playlist de vreo 80 de piese, dacă nu mă înșel, nici nu mai știu exact, Uh, multe dintre ele care au fost cercetate Și care s-a demonstrat că au anumite efecte benefice În mod clar asupra uh, psihicului nostru Asupra comportamentului nostru Asupra mecanismelor noastre de, uh, de a reacționa Și așa mai departe știi? Apropo de, de terapie prin sunet Pentru că există două tipuri de terapie prin sunet Există terapia uh, propriu-zisă la noi în țară, din păcate, nu este fundamentată nici ca bază legală să existe undeva terapia asta prin sunet, în care terapeutul știe să folosească boluri tibetane, clopote tibetane, talgere, știe să folosească zornăitoare, știe să folosească tobe, știe să folosească instrumente cu coardă, știe să folosească instrumente percusive, chiar pian cu clape, știe să producă anumite frecvențe în așa fel încât să te îmbăieze în sunet și după 50, 15, 20 de minute de astfel de baie de sunet te vei simți absolut extraordinar. Am pus inclusiv pe YouTube la un moment dat, cred că o meditație cu boluri tibetane pe care le-am zdrângănit chiar eu. Uh, inclusiv eu intru ascultându-mă pe mine și deci mie nu-mi place propria mea voce prea mult. Când o ascult sună... Ciudată, asta e o reacție firească pe care toți o avem la uzul propriei voci, intru în, în trance, știi? Este foarte, foarte puternic efectul pe care l au anumite sunete, în special sunetele joase. Hai să ne gândim la călugării tibetani care fac acele uh, incantări uh, pluritonale, când rostesc ei mantre, de ai senzația că se duc cu vocea. Până în pământ, și după aia urcă cu ea. Sunt niște artificii vocale pe care poate să le facă, și care sunt absolut extraordinari. Mm -hmm. uh, mai sunt, de exemplu, cântăreții, cum o cheamă? Am fost odată chiar la un concert, uh, 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 Utai, uh, cred că Olena Utai o cheamă, o cântăreață uh, mongoleză absolut extraordinară, care reușește să-și moduleze vocea în niște moduri absolut extraordinare să producă vindecare. Da? Fără nimic altceva. Sigur că aceste forme de vindecare nu exclud sub nicio formă vizita la medic, știu eu, tratamentele pe care le ia fiecare alopate, dar ele pot să vină și să ajute foarte, foarte mult, fiind perfect ecologice, nu aduc niciun fel de lucru negativ nici utilizatorului, nici mediului, nici planetei, nu reacționează și nu interacționează cu alte tehnici, adică omul poate combina uh, terapia prin muzică cu uh, orice altă tehnică de vindecare. Șase, apropo de piese și de muzică, învățați-vă să ascultați muzică. Învățați-vă să vă ancorați în muzică. Învățați-vă, de exemplu, cam aici, pe nu știu în ce ordine le-am pus, mi-am permis să, să spun aici în carte, așa cum am spus, un soi de playlist. Știi? De exemplu, dacă ascultați Paco de Lucia Tico Tico, da? asta e o melodie, s-au făcut studii pe ea, care aduce eliminarea tiparelor de gândire negativă. Oamenii ies mai optimiști dacă ascultă Paco de Lucia cântând ticotic. Sau dacă asculti, de exemplu, Bach, preludiu 997, o să vezi cum începi să te simți mult mai plin de speranță și să te conectezi la sinele tău superior să fie mai bine. Sau asculti Asturiasul lui Isaac Albenis și ajută pe toți acestea studii făcute fantastic cu Albenisul lui Asturias, Asturiasul lui Albenis pentru copiii care suferă de ADHD și care ajung după trei zile de baie sonică cu uh, albenis Să aibă mai puțin cu 60% din simptomele lor de agitație cronică Și așa mai departe În cărticică uh, v-am trecut lista și playlist-ul Fiecare ce știe să fac Dar asta nu înseamnă că trebuie să ascultați doar astea 80 de piese Pe care le-am recomandat eu Da, Astea sunt multe din ele pe care s-au făcut studii Și pe care niște dj de undeva cu timp, resurse și uh, eșaloane, eșantioane statistice au putut să le studiez. Dar sunt foarte, foarte multe lucruri. Nu uitați niciodată de sunet. Ja? Pentru că sunetul prin ritm și armonie se mulează perfect pe ceea ce suntem noi. Gândește-te așa, inima noastră bate. Ăsta este primul ritm vital. Ritmul inimii noastre. Asta îl simțim în piept îl simțim la fiecare arteră, ne simțim pulsul, asta este ritmul nostru vital. Când noi nu mai avem ritmul ăsta al inimii, suntem morți. Da? Decesul intervine prin oprirea inimii. Avem frecvența noastră cerebrală, frecvențele noastre cerebrale. Inclusiv, este o carte fantastică a neurologului austriac, cum îl chema, Hans Steiner, care spune așa, somnul și visul nu sunt altceva decât o muzică a creierului. El a măsurat electroencefalografic ce se întâmplă cu frecvențele cerebrale când dormi și când visezi. Când visăm, intrăm în această stare care se numește REM sau Rapid Eye Movement, în care ochii se mișcă foarte puternic pe pleoape și frecvențele cerebrale din momentul ăla, spune Zainer, sunt similare cu oda bucuriei. Deci, dacă le suprapui peste moda bucuriei, este exact momentul ăla de, de rapid eye movement. Și el a zis, ok, hai să le punem moda bucuriei uh, oamenilor când adorm și ea tind să viseze mult mai intens, mult mai colorat, mult mai uh, optimist și să-și aducă aminte visele după. Sunt tot felul de, de, de studii, am putea să vorbim zeci de ore, dar încercăm o sinteză. Și punctul 7, ultimul pe ziua de astăzi, ca și trucuri foarte, foarte importante, este să înțelegeți că, dincolo de tot ce înseamnă sunet terapeutic, cel mai puternic sunet terapeutic este sunetul nostru. Noi, fără să ne dăm seama, în fiecare clipa existenței noastre, ne dăm comenzi. Noi ne dăm comenzi nu ne dăm seama că ne dăm comenzi. Când ți-e foame, de fapt, tu nu gândești, mi-e foame, acum mă duc să mănânc, mă duc spre frigider, deschid frigiderul și scot de acolo nu știu ce. Este o comandă, du-te și mănâncă. Da? După care ai mâncat și apare vocea interioară și zice, iar am mâncat. Da? Vine și te mustră conștiința, știi cum se zice? Mă mustră conștiința, iar ai mâncat. Gândește-te, mi-e foame, vreau să mănânc Iar ai mâncat da? Deci două instanțe sonore total diferite Ce vreau să zic cu asta? Fiecare om are o frecvență specifică Care prin diverse moduri se poate măsura și afla Dacă tu îți găsești o muzică, o cântare, o piesă care de multe ori se poate descrie ca, știu, piesa ta favorită. Favorita asta nu sunet înseamnă ceva care rezonează cu frecvența ta. De fiecare dată, dacă vrei, de exemplu, să ții dietă, de fiecare dată când îți vine să mănânci, înainte să mănânci, imaginează-ți că auzi în capul tău acea muzică, acea piesă favorită. Ea îți vrea, că va crea această stare de satisfacție de plină, care te va face nu să slăbești, când nu, muzica nu slăbește, nici să nu mănânci, că muzica nu te face să nu mănânci decât dacă îi spune ceva difuzoarele nu urechi și te bubuie, da? ci să mănânci atât cât trebuie, fără să depășești limita aia prin care tu de fapt îți compensezi frustrările și nemulțumirile, ca să fim serioși. În special noi ăștia mai slabi, sexy și frumoși, mâncăm suplimentar, nu? Ca să ne compensăm diverse chestii. E, dacă înainte de a mânca tu în capul tău auzi sau chiar fredonezi, dacă poți, muzica ta favorită, deci îți creezi o ancoră benefică și pozitivă, auditivă, tu vei mânca doar atât cât chiar e necesar stomacului tău. Nu vei depăși acea limită, pentru că deja ți-ai creat o stare bună. Dacă tu ai trecut printr-o supărare, știi cum e în filmele americane, femeia frustrată că a fost înșelată de bărbat și se duce acasă, deschide frigiderul și invariabil ce scoate? Găleata de înghețată, nu? Și mănâncă din găleata aia de înghețată, care probabil îngrașă foarte mult. E, dacă ea, femeia asta, înainte să înceapă să mănânce și ar lua un minut, două, trei, să asculte în capul ei, și e foarte important să fie virtual, deci nu, nu doar să pui play în Spotify sau pe YouTube și să asculți muzica, ci să fie virtual, să-ți imaginezi sunetul respectiv. Își creează o ancoră pozitivă. Ea o să ia în continuare găleata de înghețată, dar probabil că o să ia o singură gură de acolo. Pentru că atât era necesar, nu că a fost tristă, a suferit și a scăzut glicemia și trebuie să-și o, să -și o refacă. Ok? E, înainte de orice acțiune care poate să ne aducă prejudici, Înainte de a ne enerva pe cineva, de a urla la cineva, înainte de a face orice care e important, fredonați-vă în minte, ascultați în capul vostru, imaginați-vă că în capul vostru cântă piesa voastră favorită. Și lăsați-o să cânte un minut, două, trei, cât vă permite timpul. Și vă promit că acțiunea pe care o să o întreprindeți, indiferent de natura ei, va avea efecte mult mai bune asupra voastră. Mult, mult, mult mai bune. Și asta este demonstrată științific. Da? Deci, iată, pe scurt, așa, cât mi permite timpul, am sintetizat șapte puncte, zic eu, fundamentale ale terapiei prin muzică, fără să insistăm mult pe teorie, că n are sens plictisim oamenii. Deci, iată, dragi telespectatori, că aveți șapte metode, simple, 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 rău de tot, da? prin care, dacă aplicați măcar două, trei dintre ele, Veți vedea la modul cel mai obiectiv niște schimbări absolut deosebite. A, mai încolo, că fiecare simțiți o atracție, unul simte spre șamanism și vrei să te duci să studiezi mai mult, altul simte către nu știu ce, sigur că puteți să faceți chestia asta și veți avea, evident, beneficii uh, și mai mari. Dar terapia prin muzică pentru cel care uh, o practică așa hobistic nu costă niciun ban, este investiție zero, aplicând toate metodele pe care vi le-am dat. Investiția de timp este minimă. Nu v-am impus și nu o să vă impun nici eu, nici nimeni vreodată în terapia până muzică, ore în șir de meditație în care trebuie să stai și să aștepți iluminarea. Da? Pentru că mulți se plâng, domne, nu avem timp de asta. Ne trebuie să și mai și uh, trăim, nu? Uh, al treilea mare avantaj, nu are reacții adverse, nu are contraindicații, nu are interacțiuni, se poate cupla cu orice altă formă de terapie. Deci, iată un avantaj absolut fantastic. Al patrulea avantaj are o componentă cât se poate clară energetică, care a fost demonstrată științific pe lângă cea psihologică. Și al cincelea, zic eu cel mai important, nedemonstrat încă științific că nu se poate, are o componentă spirituală deosebită. Pentru că voi trebuie mereu să vă amintiți că la început a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu cuvântul însuși, sunetul, este Dumnezeu. Deci Dumnezeu, divinitatea, Creatorul, cum vreți voi să-i spuneți, se manifestă prin fiecare sunet pe care noi îl scoatem. De asta zic budiștii, printre altele, că există karma a tot ceea ce noi vorbim. Pentru că dacă eu acum pus să-l vorbesc de rău pe unul, da? Ce rău fac? Vibrația asta se transmite ad infinitum în timp și spațiu. Agresez, vorbind de rău. Da? Dar dincolo de asta acumulez o karmă nevirtuoasă. Pentru că eu în loc să manifest divinitatea, creatorul pe Dumnezeu, prin sunetul pe care eu îl debitez în vorbele mele, eu manifest latura anti antidivină. Da? Și asta se aplică inclusiv la nivel de gânduri. Nu există. Eu am văzut multe școli de astea de iluminați și zic, mamă, marele maestru. De asta nici mie nu-mi place. Eu nu sunt maestru nimic, ca să fie foarte clar. A, cam am 500.000 de diplome și mi-am cheltuit toți banii din viață ca să învăț și să... Asta, e altă treabă. Dar nu sunt maestru nimic. De ce? Pentru că eu consider că un maestru este cu adevărat un etalon. Iar eu nu sunt un etalon. Eu pot cel mult să mă numesc profesor și sunt foarte satisfăcut. Dar am văzut mulți așa numiți maestri care înjură, se iau, critică, amenință, dar nu-i maestru. Maestru nu poate să pervertească frecvența lui Dumnezeu ieșită prin gura lui sau prin gândul lui. Așa încât, haideți să ne apropiem în fiecare zi tot mai mult de maestrie și să facem ca în fiecare zi vocea noastră, vorba noastră, gândul nostru, adică frecvențele pe care noi le emitem, să devină cu un pas mai aproape de divinitate. Da? Pentru că dacă sunetul e frecvență, să știți, aura e frecvență, ceacrele sunt frecvență, totul e frecvență. Iar după ce corpul nostru va trece în starea inertă a decesului, ceea ce rămâne din noi, că corpul va putrezi să ne întoarce în țărână, ceea ce rămâne din noi e frecvență. Iar acea frecvență este frecvența acumulată pe care noi am cultivat-o prin tot ceea ce am sonorizat și prin tot ceea ce am acceptat ca sunet. Da, foarte frumos spus și apropo de maestru, se spune că maestru este acela care a reușit să măestrească cunoașterea, să o împletească cu simțirea. Deci, altă, da, uite, vă recomand o cărticică, îmi vine acum în minte, nu știu de ce, unul din maestrii care mie îmi place foarte mult, mi-ar fi plăcut enorm de mult să-l cunosc, dar n-a fost să fie, maestru Ombram Mihaela Ivanov, mm. din Marea Flăție Albă Universală a Luminii, discipolul lui Peter Deunov, care practic el n-a scris nicio carte în viața lui și totuși veți găsi zeci de cărți, slabă Domnului, pentru că discipolii lui au fost suficient de uh, bine intenționați să publice tot ceea ce, sau aproape tot ceea ce maestru a predat. Și una din aceste cărticele se cheamă Ce este un maestru spiritual? Țin minte și acum că e albastră, sunt multe culori astea de Ivan Hop și una mică și albastră. Citiți cartea aia și o să vedeți de ce eu nu sunt un maestru și de ce prefer să nu fiu și să nu fiu considerat un maestru. Da, vreau să... Eu tot, să știi asta cu maestru cu siguranță nu e ușor. Vreau să le mai arăți o dată cartea, să o arăți la, la ecran, să, să o vadă și prietenii noștri, pentru că sigur o să o caute și să... o mă... carte, o carte mică se și... Se reeditează. Se reeditează, din fericire sau din păcate, nu știu cum să zic, primul tiraj a apărut chiar înainte de sărbători în 2023, primul tiraj s-a epuizat. Ceea ce pe mine mă bucură, în mod evident, că înseamnă că lumea este foarte curioasă. Din fericire, din ce am înțeles de la editură, se va reedita Ritmul Sacru al Vindecării, o abordare holistică și metacognitivă a terapiei prin muzică și prin vibrație, a apărut la editura Trinity, în care am încercat să-mi sintetizez latura teoretică a lucrării mele de doctorat. Acest doctorat nefinalizat, așa cum îi spun eu, pentru că doamna mea coordonatoare s-a stins din viață, dar am zis că odată cu moartea ei eu nu vreau să moară și cercetarea, așa încât dacă latura statistică de grafici știi cum e la doctorat, trebuie să faci grafice, statistici, calcule și așa mai departe, aia nu e de publicat, că plictisește pe toată lumea. mi mie cel puțin mi-a scos și mai mult pe real, lucrând atât de mult în uh, softul de statistică și așa mai departe, dar partea de teorie, să zicem așa, pe care am picantizat-o mult cu ocultism. Mi-am permis, până la urmă e o carte pentru toată lumea, nu e lucrarea de doctorat, e doar o teorie. Eu zic că o să placă, pentru că în carte veți găsi dincolo de multe alte tehnici drăguțe, veți găsi moduri de folosire a mantrelor, moduri de rostire a anumitor rugăciuni și invocări, de ce sunetul cu tare face ceva și ăla nu face ceva, o grămadă de lucruri despre cercetări. Și acest playlist, care de fapt este esența cărții și pe care îl găsiți la, la sfârșit. Sigur, toți cei pasionați de uh, muzică, toți cei pasionați de sunet, toți cei pasionați de uh, dezvoltarea personală, tuturor celor care le place să trăiască în bucurie, în fericire și în armonie, cu tot și cu toate, vor găsi ceva frumos în cartea asta, cu siguranță. De îndată ce se va reedita, pot să contacteze editura și vor afla mai multe detalii. Eu mi-am permis să pun pe ecran și câteva dintre cărțile tale, pentru că, așa, pentru a duce aminte și pentru a-i interesa pe cei care doresc să citească cărțile le găsesc probabil la mai multe edituri, nu? Numai la una. Sunt în prezent exclusiv la editura Trinity, dar am cărți scrise în colaborare cu alți colegi care au apărut la diverse alte edituri și am și cărți din trecut apărute la diverse alte edituri și încă se mai găsesc. Da, cu oamenilor le place stilul meu, cu siguranță o să le placă și scrisul meu, pentru că este în exact același stil informal. Nu îmi place să scriu formal, decât atunci când cercetez pentru diverse universități. Altfel, scrisul meu e la fel ca și vorbitul meu, direct, informal, picantizat cu bancuri și în speranța că cultivă veselie, fericire, armonie și zâmbet. Că dacă omul se uită la mine și în loc să zâmbească, să simte botos, să nu se mai uite. Da? Deci să se uite doar dacă se simte mai bine după. Asta este cheia și esența. Noi nu putem să fim buni pentru toți. Nu se poate. E imposibil. Știu ha. că sunt oameni care ar vrea chestia asta, dar nu se poate, ne pare rău. Vreau să-mi spui uh, evenimentele pe care le organizezi, cursurile în următoarea perioadă. Diverse! 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 Deci. Pe site. Uh, toate au legătură, evident, cu partea ezoterică, fie că e vorba de cristaloterapie magică, fie că e vorba de bioenergie. Aici, imediat, pe 24 februarie. Da, este un ritual pe care îl iubesc foarte mult. Este un ritual telemic care a fost extrem de criticat timp de foarte mult, de zeci de ani, dar care e unul din ce mai puternice ritualuri de protecție, ritualul stării rubinii, și care, ce să zic, face foarte multe lucruri drăguțe și face parte din magia telemică. O să am iarăși în vară, dacă nu mă înșel, încep cursul intensiv de astrologie chineză, și în toamnă cursul de, de fămușoi, pe care nu l-am mai ținut de ani de zile și așa și le țin odată la, nu știu, când intră Pluto învărsător, în uh -huh. 20 în 20 de ani, așa încât și diverse workshop-uri, evident, șamanice, așa cum îmi place mie, runologice, egiptologice. Eu sunt un mare fan al, hai să spunem așa, al holismului. Am fost uneori acuzat, și mă bucur că am fost acuzat, că asta știi, nimeni nu poate să te acuze dacă nu te ascultă înainte. Am fost acuzat că fac chestii prea diferite, știi, și am spus, domne, eu îmi investesc timpul doar în a studia lucruri și n-am cum să mă mulțumesc să studiez doar astrologie, de exemplu, da? Și atunci, evident că o să mă joc și cu alte lucruri și dacă eu consider că trece un timp, eu am un principiu. Eu trebuie să mă joc cu un lucru cel puțin 5 ani în mod constant uh, și să văd că, în mod constant, rezultatele benefice sunt repetabile, până când să le scot și să le dau public. Da? Nu merg pe ideea comercială de haide că am mai aflat eu o chestie și hai să o facem curs. Nu. Un lucru se învață. Trebuie să le testezi timp. Se testează, se retestează, mai găsim cobai. Care sunt de obicei prin gașca de prieteni sau familie, testăm, vedem care sunt efectele, și abia apoi scoatem public și facem, știu, un film pe YouTube sau nu știu ce workshop. De ce? <coughs> Pentru că eu știu că la un moment dat, ca oricine, voi pleca din această viață și din acest trup, și mă interesează să plec undeva mai bine, și asta uh, e 100% și strict responsabilitatea mea. Și dacă eu fac prostioare poate să-mi fie bine, nu? De la aceste prostioare, acum cât îi mai trăi, cât vrea Dumnezeu să mai fiu un trupul ăsta și poate să fie foarte bine, dar după aia, vai și amar. Eu prefer să fie confort, dar după aia să fie și mai bine. Da? Asta e cel mai important. E o chestie de viziune și de optică și asta recomand tuturor. Cultivați fraților în fiecare pas mușchii ăștia. E orice mușchi ne folosi să atrofiază. Și dacă nu zâmbești, să atrofiază și o să îmi stai așa. Cultivați bucuria, cultivați zâmbetul. Viața, că nu o cultiv sau că cultiv bucuria, viața oricum are suișuri și coborușuri. Să nu vă imaginați asta e o prostie, că dacă stai în stop și zâmbești, atragi numai lucruri bune. Bullshit! Da? Asta este o gândire de aia toxică, pozitivitate toxică, în care stai când gândesc numai pozitiv și îmi vine numai pozitiv. Bullshit! În viață, una din legile hermetice fundamentale este legea ritmului, care, pe scurt românesc, zice că viața are suișuri și coborâșuri și că ele sunt inevitabile. Dar ce lumea nu știe e că în această lege nu s-a menționat orizontalitatea sau verticalitatea, adică eu pot să am suișuri și coborâșuri, uite, așa, în plan orizontal, sau dacă sunt șmecher, nu scap de suișuri și coborușuri. dar gândind mai vesel, ele poate să fie aproape verticale, da? Deci tot am suișuri și coborușuri, dar răul de pe la anul îi mai bine decât binele de anul ăsta, știi? Asta se cheamă din ce în ce mai bine, da? Da. Asta e cheia. Um, ai reușit să, să faci o expunere extraordinară. Nu știu cât ai ieșit de extraordinară, că n-am, am limitat am la pe mult. care l-am dar sper că am seara. clarificat aceea că de cât ce înseamnă sunetul și terapia prin, prin sunet și vibrație. Mm -hmm. Și sper că ai cum să spun deschis un pic interesul celor care sunt în zona asta să meargă și către, către terapia prin muzică, pentru că este lăsând la o parte faptul că puteți să vă Ameliorați anumite stări, chiar știu foarte bine cu bolurile tibetane, am văzut vindecări, chiar am participat la așa ceva. Puteți lucra și la starea dumneavoastră de bine, generală, aceea de pozitivitate, că mă să zic că Elis te vorbește doar de pozitivitate, aceea de bine, de, de. simțem în de bine, de, de frumos, de. Eu personal, Uh, sunt o melomană, să știi. Uh, și uh, de câte ori am uh, stări un pic, așa mai uh, simt eu că îmi fuge pământul de sub picioare, ascult muzică. Ascult muzică clasică, ascult muzică ușoară, ascult ce fel de muzică care îmi face plăcere. Iar uh, diminețile, uite că vine primăvara acum, am câteva piese pe care le ascult de ani de zile, pe Mario Pupunești Râsul, dar i-am spus, uite, vezi, când pui piesa asta, n-ai cum să nu te trezești și să nu-ți dorești așa să fie bine și să vezi bine, să vezi soarele, să vezi, să ai chef de viață. Și apropo de asta, aveam odată o prietenă și îmi spunea, nu, eu mereu sunt trist și nu înțeleg cum, pentru că eu sunt o iubitoare de muzică, îmi știa pasiunea de ani de zile, că am să-mi toate resursele pe cercetare și zice, mă, lași cu prostia asta, cu terapia ta în muzică. Zice, eu în fiecare dimineață, de ani, de ani, de zile, ascult muzică și nu orice, zice, ascult muzică clasică. Băi, și sunt în continuu tristă și deprimată. Și eu cu foarte multe semne de întrebare plutind deasupra capului, o întreb, auzi, Mario, dar ce muzică ascult tu dimineață? Zici, muzică elevată, muzică clasică. Ascult în fiecare dimineață, jumătate de oră, nocturnele lui Chopin. Și zic, soro, și eu le-am cântat, am cântat integrală nocturne și preludii de Chopin, toate nocturnele lui Chopin, oricât ar fi ele de frumoase, și-s convins că telespectatorii știu, sunt triste. Este sigur. Rău că la le compunea săracul, ca a murit și tânăr, numai când Ce suferea de, așa. La de, de, de o stare de bine. Exact. Ele nu-s menite să transmită o stare de bine, sunt menite în cel mai bun ca să transmită o stare de contemplație, dar și majoritatea sunt funebre. Și chiar el le spune în micile lor explicație, ăsta este o nocturnă funebră pentru moartea prietenei mele cu tare. Deci ăsta le-a compus când a suferit cineva sau când a murit cineva. Păi și aia dacă trei ani de zile a nocturnele lui Chopin. Clar, o peră de artă. Bine, eu, și am zis, dar de ce n ascult și tu poloneze? Că alea sunt, dacă tot vrei șopa, alea sunt vesele, dar mai e și energie și o dai în insomnie. Știi? Și a, a, a căscat așa ochii și a zis, dar oare? Crezi că e de la asta? Și am sus fă un experiment. 21 de zile, în fiecare dimineață, în loc de nocturne, asculți polonezele lui Chopin. Astea sunt compoziții de obicei foarte marșante, aproape militare, pline de ritm, de voioșie. Și mi-a venit după trei săptămâni și zice, nu știu ce hipnoză mi-ai făcut. Zice, da, am o energie și o veselie. Zic, eu nu ți-am făcut nimic. Eu ți-am zis doar să schimbi placa. Că placa pe care o ascultai, scam învechise. Și trebuia să baci pasta. asta. Dar nici asta nu trebuie să le ții așa, Ad infinitum, trebuie să mai schimbi un pic, e să e găsești, pentru că apare, dacă o, o să mai avem o dată timp, o să vorbim despre procesul de inhibiție. Că de-aia ne plictisim. Dacă mâncăm aceeași mâncare în fiecare zi, timp de trei luni de zile, la dat -o, o să ne plictisim sau chiar mai mult o să facem o indigestie. La fel și muzica. Ca să știi că ajută la slăbit. E adevărat, dar e ușor tortură. E o tortură, dar mâncând aceea nu o să mai mănânci cu chef, o să-ți reduci singur porția de la zi la zi că nu mai poți mânca. că e mai... un studiu făcut de Maria Lopez Gonzalez în Madrid, care încearcă să demonstreze, studiul este încă în curs, nu e terminat, că muzica flamenco ajută la slăbit? Că și că cei care ascultă muzică flamenco, știi, e foarte fire, da, nu cu tot, cu chitara A, aia așa. foarte percusivă, uh, reușesc să sintetizeze mai multă, uh, hai să nu aberez, nu știu dacă gastrină, nu știu ce, hormonul ăsta gastric, în care îți dă senzația de sațietate mult mai repede. Da? Deci Maria Lopez-Gonzalez chiar face acest studiu, As We Speak, în prezent e în curs acest, această cercetare. Și sunt convins că va avea rezultate absolut fantastice. Deci, ascultarea muzicii flamenco ajută, indirect evident, dar ajută uh, la slăbit interacțiunea între frecvența acea specifică flamenco uh, și, nu știu, fiziologia noastră, ne face să secretăm niște substanțele care ne taie pofta de mâncare. Apropo de efectele fiziologice puternice, instantanee, pe care le poate avea muzica și sunetul în viețile noastre. Și a așa și este, să știu, uite, eu am piese pe care uh, le pun atunci când fac uh, curat și îmi trebuie energie, înțelegi? Am uh, piese pe care le pun atunci când șterg praful peste uh, și trebuie să știi cum este în casă, cu o mie de obiecte pe care să le iau la mână, uh, așa, pe fiecare în parte și o muzică liniștitoare care mă ajută să nu le arunc pe geam. Îi provoc chiar pe telespectatori să facă un experiment. Da. Data viitoare când fac curat, ca să vadă antagonism, uh -huh. încerce să facă curat, ascultând pe fundal, nocturnele lui Chopin, că tot vorbeam, sau vreun marș funebru și să vedem cât timp le rămâne activ cheful de a face curat și, tot în antagonism, când vor să se relaxeze sau să mediteze, să pună niște marșuri și să asculte marșuri sau sonate de Prokofiev, Că dacă tu poți meditezi pe sonatele lui Prokofiev E minunat Și o să vezi ce înseamnă antagonism Sunt bucăți muzicale, piese muzicale Care efectiv nu te lasă Să faci anumite activități Nu poți Cum să faci curat pe nocturnele lui Chopin Că o să mergi așa de în, Mai încet, mai încet în slow motion Până când te duci Nu știu, să beri și o lacrimă într-un colț da? Sau dacă meditezi pe sonatele lui Prokofiev, o să te gândești la toate tramvaile care și se mișcă pe în jurul tău. Nu se poate. Și atunci, după aia, să-și demonstreze altfel. Să se inverseze. Să încerce să facă curat ascultând sonatele lui Prokofiev și să se relaxeze ascultând odată nocturnele lui Chopin și să vadă cum se schimbă Foaia. Și asta va fi cea mai bună, deși empirică, dar cea mai bună demonstrație pentru fiecare dintre minunații oameni care ne ascultă acum și ne văd, că muzica și sunetul ne influențează energetic, în modul cel mai profund. Știi cum e? Dacă ar putea oamenii să vadă ca un clarvăzător, știi, în, în aură și în, în energetică, fiecare muzică, fiecare sunet, dacă când la pian, fiecare... Clapă de pian produce o vibrație și instantaneu când auzi un sunet, ori o coardă ciupită de chitară, ori o clapă de pian, ceacrele tale reacționează ca un safe, ca un cifru, apar, se deschid, se luminează, devii uh, să nu se interpreteze ca un pom de Crăciun. Știi? Deci te, te, te luminezi în, în toate direcțiile, în diverse frecvențe, specifice frecvenței uh, notelor, muzicii, armoniilor pe care le, le scoți. Da. da, uite, mă gândeam acum chiar la meditații. Meditațiile ghidate, care au și fundal muzical, sunt mult mai uh, ușor de făcute, transpun mult mai da, repede. Sunt mult mai imersive, e, e absolut normal. Trebuie să fii un da. foarte bun meditator ca să poți să ghidezi în meditație pe cineva, în special grupuri, doar cu vocea ta. Milton Erickson era unul din ei, apropo de vocea mea, te va însoți. Altfel, dacă vrei și ești la început, de exemplu, și vrei să ajuți oamenii să-i ghidezi în starea de meditație, o muzică de fundal te poate ajuta foarte, foarte mult. Apropo, inclusiv sunetele de uh, natură. Știi că se folosește, în, uh, și asta este științific demonstrat, se folosește în toate spitalele din uh, Marea Britanie și în o mare parte din spitalele din SUA, uh, ceea ce se cheamă White Noise sau neutral sound, sunet neutru sau sunet alb, acel fâsâit ca de radio, știi, când nu, ai, nu ești pe un post, ci fâsâie, știi? Sunetul ăla se demonstrează că creează o depolarizare armonioasă a cortexului prefrontal și ajută la relaxare. Iar Marea Britanie se folosește în centrele de comă. Pentru pacienții care se află în comă, ei sunt expuși un număr anume de ore pe zi, la acest white noise, care s-a demonstrat că crește foarte mult probabilitatea ca ei să-și recapete funcțiile cognitive într-un timp mai scurt. Încă nu se știe științific de ce, eu aș putea poate să dau la un moment dat o explicație energetică, dar pe care nu pot să o susțin evident științific, dar cert este ca, că rezultatul e vizibil. Un comatos de același grad cu alt comatos dar care a fost pus și supus timp de trei săptămâni uh, uh, al acestui white noise. Își revine cognitiv de trei ori mai repede decât cel care n a fost supus. Ceea ce este un rezultat absolut extraordinar. Da. Adică nu e doar ca să spun așa și cu asta termin că vorbesc prea mult. Uh, nu i doar de hobby și nu i doar o fiță și nu e doar vai de mine ce cool sunt eu că ascult nu știu ce muzică și a scris -a la în carte că e bună. Este știință, e frecvență și vreau să vă spun că există sunete și aici las pofta telespectatorilor, poate pentru o viitoare emisiune, există sunete și uh, combinații de note pe care dacă le faceți, fie din vocal, fie din instrument muzical, deschideți porți interdimensionale, invocați anumite prezențe angelice. Să știți chestia asta. Fiecare înger, pe lângă numele lui și amprenta lui energetică, are un set de frecvențe care îl caracterizează. Dacă tu știi acel set de frecvențe și apelezi folosind vocea sau un instrument muzical acel set de frecvențe, vei reuși să invoci acel uh, înger. Dar asta viitor. Adică lucrurile pot fi complicate, între ghilimele, în modul cel mai frumos în partea de ritm și vindecare foarte mult. Acest white noise, acest zgomot alb este folosit și pentru cei care suferă de insomnie. Da. Sunt aparate, nu știu cum se cheamă, generatoare, cred că de, de white noise, care se pot cumpăra și se pun la capul patului, ele generează acest făsuit care la început poate să ți se pară foarte enervant, am trecut până în chestia asta, dar după câteva minute o să vezi că nici nu mai auzi și reușești să adormi extraordinar de ușor și să ai un somn constant foarte odihnitor. Un constant uniform care te duce în această stare de... Da. O emisiune foarte frumoasă, îți mulțumesc tare mult! Eu îți mulțumesc și mulțumesc tuturor telespectatorilor că au avut răbdarea să se uite și să se spele în sunetul vocilor noastre. Abia aștept să ne reîntâlnim. Mult drag oricând, oricând moment vă mulțumesc că a stat alături de noi până săptămâna viitoare, ca de fiecare dată vă doresc să aveți fericire suflet și putere trup să treceți cu bine peste săptămâna ce vine. Să ne revedem sănătoși și încă o dată mulțumesc mult! Seară bună! Mult Bun drag! în cabinetul meu de psihoterapie și terapie cu copii. Este un cabinet în care vin foarte, foarte mulți copii. Lucrând cu copii care sunt hiperkinetici, au un anumit comportament dezorganizat, agitat, am putut să observ că aerul proaspăt îi ajută să fie un pic mai liniștiți, să fie mai atenți cumva, să-și poată focaliza mai bine atenția în momentul în care au sarcinile de îndeplinit și le dă o stare de bine. Vi-l recomand cu încredere și să aveți propria experiență.